Vă invit cu mult respect să stăm ridicați în picioare și aș vrea să citim 12 versete. În această lună, luna decembrie, aproape în toate bisericile penticostale, în toate bisericile creștine, evanghelice, se predică despre Mântuitorul nostru, despre nașterea Domnului Iisus Hristos. Așa că aș vrea să deschidem scripturile la Evanghelia după Matei, voi citi de la versetul 1 până la versetul 12. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat unde este împăratul de curând născut al iudeilor, fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. Au adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin proroci. Și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nicăieri cea mai neînsemnată dintre căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătaseră steaua. Apoi i-a trimis la Betleem și le-a zis, duceți-vă de cercetați cu deamănuntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat și iată că o stea pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat. Apoi și-au deschis visteriile și-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. Și în urmă au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Amin. Amin, vă rog să vă reașezați. Așa cum spuneam de la început, Duminica decembrie este numită Duminica Event, adică deschiderea sărbătorii, în care în toate bisericile evanghelice se predică din prima duminică până spre ultima duminică despre aceste profeții, despre nașterea Mântuitorului, care a fost și este una din cele mai importante evenimente în istorie. De aceea ne rugăm ca Domnul să ne vorbească în continuare și cu toată biserica să spunem amin. Ce se ascunde sub un nume? Numele în Biblie întotdeauna oferă indicații. În Scriptură special, în mod special evreii, când rosteau un nume pentru un copil, acel nume avea o semnificație foarte importantă. Numele Adam înseamnă pământ, pentru că a fost luat din pământ. Numele Eva înseamnă viață, pentru că este mama tuturor celor vii. Numele Iacov înseamnă cel ce ține de călcâi. Dumnezeu a schimbat numele în Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu. Numele Iisus înseamnă mântuitor. Numele Emanuel înseamnă Dumnezeu este cu noi. Terminația expresiei în numele Emanuel indică divinitate, pentru că întotdeauna numele lui Dumnezeu începe cu El. El, Elion, Elohim, și de fiecare dată pune accentul pe divinitate. Dacă veți observa, Isaia 9:6 este versetul care pune la bază semnificația numelui, care este numele Domnului
Hristos. În Vechiul Testament, poporul lui Dumnezeu era numit Israel, copiii lui Dumnezeu și expresia poporul ales. În Noul Testament, sub domnia lui Hristos, noi suntem numiți ca și popor, frați, ucenici și sfinți. Numele care îl avem noi, cel mai înalt și cel mai important nume care s-a dat nouă, spune Scriptura că biserica primară, în perioada când era în Antiohia, li s-a dat numele pentru prima dată de creștini. Numele de creștin are o mare semnificație. Chiar dacă astăzi mulți au luat acest nume cu ușurință, numele de creștin are o semnificație foarte importantă. Așa că Hristos, El vine în momentul în care s-a împlinit cel mai perfect momentul revenirii, momentul venirii lui Hristos. Pentru că a fost vremea când s-au împlinit profețiile. Evanghelistul Matei arată din primul verset până în ultimul verset din Evanghelie că Hristosul este împăratul cel mult așteptat. El pune cu multă atenție linia aceasta împărătească, că s-a născut din Avram, din David și că vine pe o linie împărătească în care s-a împlinit profețiile cu privire la nașterea lui Hristos. Majoritatea sărbătoarea în care noi o sărbătorim în aceste zile, de fapt sărbătorim împlinirea profețiilor, una din cele mai mari bucurii rostite vreodată în lumea noastră. Este bucuria aceasta, că Hristos a venit în lumea noastră. De aceea să ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze biserica și cu toată inima să spunem amin. În această dimineață vom medita să ne hotărâm pe ce cale vrem să mergem. Meditația zilei, fiecare dintre noi ne vom hotărâ pe ce cale vrem să mergem. Biblia arată că există calea magilor, este calea marilor preoți și este calea lui Irod. Și poate că majoritatea noi menționăm, și mă rog lui Dumnezeu să fie așa, că suntem pe calea magilor. Dar din nefericire apare și calea marilor preoți și calea lui Irod. Dacă veți observa în Scriptură, calea magilor înseamnă calea celor înțelepți, oamenii care îl caută pe Dumnezeu. Magii care vin din Persia, în perioada magilor, când au venit ei, în acea perioadă, ei erau cei care desemnau un împărat. Ei au venit din punct de vedere militar, ei au venit din punct de vedere cu un alai foarte mare și istoria arată că ei nu veneau simplu. Magi înseamnă astrologi, oameni înțelepți, oameni educați. Și mă bucur că oamenii care caută pe Dumnezeu nu sunt doar cei, cu alte cuvinte, oameni înțelepți, oameni educați, sunt și oameni de rând. Spune Scriptura că primii care au vizitat pe Hristos au fost păstorii. Nu știu dacă aveau carte, nu știu dacă aveau pregătire păstorii, așa că atât cei înțelepți, cei și fără carte, interesant este că îl caută pe Dumnezeu. Și dacă veți observa în Scriptură, Biblia arată că magii au studiat cerul și să vină înaintea lui Dumnezeu la Ierusalim. Învățăm câteva lucruri din viața acestor oameni. Magii n-au avut învățătură, n-au avut, cu alte cuvinte, biserică sau predici. Dar ceea ce am văzut în viața lor, am văzut acea atitudine în care au avut înaintea lui Dumnezeu acea sârguință, acea râvnă de a-L căuta
pe Dumnezeu. N-a avut o religie fără efort, fără sacrificii, ci au venit cu sârguință probabil mii de kilometri. În căutarea adevărului se fac eforturi mari. N-aveau cunoștințe biblice. N-aveau să fie oameni învățați să cunoască legea lui Dumnezeu, ci aveau o dorință vie să vină și să-L caute pe Domnul Iisus. Amin? Este pentru prima dată menționat în Noul Testament expresia închinare. Spune Biblia, când îl cauți pe Dumnezeu, de fapt înseamnă închinare. Au venit și s-au închinat pruncului. Nu s-au închinat Mariei. Darurile nu le-au dat Mariei, le-au dat pruncului. Adică închinarea merită și este absolut doar lui Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul! Biblia arată că atunci când ai o căutare autentică, ai eforturi, ai sârguință, ai devotament. Magii au fost oameni ai credinței. În credința lor au căutat să vină și dacă veți observa textul din Scriptură, în momentul în care ei au văzut, spune cuvântul lui Dumnezeu, că au crezut și s-au închinat. Ceea ce învățăm noi, că calea magilor sunt cei care studiem cerul, care înseamnă îl căutăm pe Dumnezeu. Mai avem eforturi? Mai avem sacrificii? Mai avem o jertfă? Mai avem jertfe? Oamenii care îl caută pe Dumnezeu fac eforturi, aduc jertfe și aduc închinare. Dacă veți observa în Scriptură, arată cuvântul lui Dumnezeu dedicarea lor că n-au renunțat deloc. Puteam să spună, am venit la palatul lui Irod, înseamnă că n-are o familie de mare importanță, Iisus, înseamnă că nu s-a născut la palat, înseamnă că nu este rege. Și spune Scriptura că au continuat și au mers mai departe. Oamenii lui Dumnezeu, oamenii care îl caută pe Dumnezeu, nu se opresc din căutarea lor pentru cer. N-au o altă direcție decât noi, direcția noastră este cerul, nu pământul. Nu ne ancorăm aici, care erau astrologi, care erau cunoscători, care erau înțelepți, studiau cerul. Se spune în istorie că Daniel a trăit în Persia și Daniel, fiind un om cu o mare influență în acel imperiu, fiind un om în care a arătat multă evlavie, probabil că a învățat mulți magi, astrologi, să cunoască, să studieze voia lui Dumnezeu. Și probabil că magii, poate că acea relație, acea influență a lui Daniel le-a influențat să caute, să fie ținta căutărilor lor. De aceea să ne rugăm în această rugăciune, Doamne, ținta căutărilor mele este să Te urmez pe Tine. Să rămânem pe calea celor care îl caută pe Dumnezeu. Există oameni care au mintea plină, dar inima este goală. Oameni care au mintea plină și inima este goală. Inima magilor era o inimă plină pentru că au crezut. Știți de unde ne dăm seama dacă inima este plină sau goală? Când tu nu mai crezi, inima devine goală. Necredința îți eliberează sau îți fură valorile din viața ta. Inima plină este atunci când tu crezi și ai convingerea și devine Dumnezeu ținta căutărilor tale, așa cum spune Petru.
Și Dumnezeu devine dorința inimii tale să studiezi, să cauți voia lui Dumnezeu. Magii au avut eforturi, au avut dorință, au avut sacrificii, iar ceea ce arată, arată atitudinea lor în care ei n-au renunțat la luptă. Au mers mai departe. Și spune Biblia, l-au găsit pe Hristos și spune Biblia că s-au bucurat foarte mult și spune Biblia că s-au închinat și au adus daruri. Noi nu mai avem valori ce să oferim Domnului. Nu mai avem bucurie, cum se predica. Nu mai avem efort, sacrificii. Nu mai avem râvnă să ne consumăm pentru lucrare. Nu știm cât au pierdut magii din viața lor. Unii spun că cel puțin 2 ani de zile au studiat. Și au făcut mari eforturi. Mă rog înaintea lui Dumnezeu ca dragostea noastră să nu fie una lipsită de sacrificii. Cum spunea omului Dumnezeu David, nu vreau să aduc o jertfă lui Dumnezeu fără să mă coste. Domnul să ne dea putere să ne jertfim pentru Dumnezeu și biserica să spunem amin. A doua cale este calea preoților. Calea marilor preoți. Dacă veți studia Scriptura, spune că ei cunoșteau și locul și cunoșteau aproape și vremea. Dacă veți studia cuvântul lui Dumnezeu, spune versetul 4, au adunat pe toți preoții cei mai de seamă și cărturarii norodului și au căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul, în Betleemul din Iudeia. Biblia nu consemnează că au mers. Știți cât, ce distanță este între Ierusalim și Betleem? Aproape maxim 30 de kilometri. Maxim. Biblia nu consemnează că s-au dus. N-au făcut niciun efort. Ceea ce înțelegem astăzi, că există mulți oameni în care sunt în zona de risc. Calea marilor preoți sunt oamenii care știu și nu fac. A avut mintea plină de cuvânt. Cunoșteau Scripturile. Cunoșteau locul, dar nu s-au dus. Care înseamnă expresia acestui lucru? Dacă veți vedea mai bine, ei n-au văzut steaua. Voi, marii preoți, să nu vedeți steaua lui Iacov? Care era profeția, lumina acestui diamant strălucitor din numeri 24:17? Era steaua lui Iacov, să nu vezi steaua lui Iacov? Marii preoți, oameni pregătiți care cunoșteau Scriptura, n-au văzut steaua și spune Biblia că n-au văzut nici îngerii, nici oastea cerească, au văzut-o niște simpli păstori. Frați și surori, avem teama că știm multe și mă doare în suflet că nu mai împlinim. În ultima perioadă rănile vin de la oamenii care știu. Știți cine rănește cel mai mult pe Dumnezeu? Nu oamenii care nu cunosc Scriptura. Oamenii care știu și nu mai fac. Scriptura arată că marii preoți, în loc să rămână în învățătură și să-L primească pe Hristos datorită problemelor, datorită persecuțiilor, credința lor a dispărut și au rămas doar în literă. Rămânem doar în literă Scripturii. Rămânem doar în cunoaștere, dar în viața personală nu avem steaua lui Iacov și nu avem acea lumină îngerească care au avut-o păstorii. De aceea, Domnul să ne păzească să mergem pe calea marilor preoți și biserica să spunem amin. Este zona cea mai de risc să știi și să nu faci. Să cunoști, să dai sfaturi și să fii lipsit de putere, lipsit de ungere. Să fii un om în care să arătăm altora și să nu mai putem să fim noi un model și un exemplu. Mă rog înaintea lui Dumnezeu, începând de la mine, pentru întreaga biserică, Domnul să ne dea lumină și cunoștință cât știm. Domnul să ne ajută să înfăptuim. Amin? Pentru că poți și tu să fii precum preoții. Să știi locul,
să știi profețiile și istoria în dreptul nostru să nu fie o binecuvântare. Și ultima, în ultima parte este calea lui Irod. Calea lui Irod este un om care și-a întărit împărăția prin a ucide. Și-a ucis cei trei fii. Cei care cunoaște Scriptura, Irod era un edomit care venea transcendent din Esau. Linia lui de familie se trăgea ca seminție din Esau. Nu era din Iacov. El stătea pe scaunul lui David într-un mod abuziv. Nu el era desemnat să fie împărat peste poporul evreu. A luat poziția în mod abuziv. Esav sau calea lui Irod este un om în care și-a întărit împărăția prin a ucide. Domnul Hristos și-a întărit sau împărăția lui a fost nu prin a face rău, ci prin a-și da viața pentru frații săi, pentru întreg poporul, pentru noi, întreaga biserică. Dacă veți observa, Irod arată atitudinea unor oameni care se multiplică. Păi a murit Irod în urmă cu 2000 de ani. Duhurile care l-au influențat pe Irod multiplică atitudinea lui Irod, în care multiplică atitudinea să-L scoată pe Dumnezeu din viețile oamenilor. Poate că vei spune, dar nu, Irod nu mai există. Atitudinea lui există. Se multiplică astăzi. Și oamenii scot pe Dumnezeu din viețile oamenilor. Atitudinea lui Irod. Atitudinea lui Irod de cruzime s-a purtat rău cu cei nevinovați. Când Biblia arată că era o mare bucurie peste întreg poporul, peste întreaga națiune, spune Biblia, Matei capitolul 2 cu versetul 18, un țipăt s-a auzit în Rama, plângere și bocet mult. Rahela își plângea copiii și nu voia să fie mângâiată pentru că nu mai erau. Biblia consemnează versetul 10. Momentul de cea mai mare bucurie. Și versetul 18, Irod aduce cea mai mare întristare. Oamenii care vor să întristeze. Oamenii care vor să rănească. Oamenii care lovesc în cei nevinovați. Cruzimea acestui tiran. Acestui Irod, în care Biblia, Evanghelistul Matei prezintă una din evenimentele cele mai triste. Nu știm câți copii au murit. Unii spun 2000 de copii, alții spun 14.000 de copii. Nu știm cifra, dar calea lui Irod este calea în care se multiplică prin oamenii care fac rău, care rănesc, care se poartă urât, care merg pe calea minciunii, pe calea vicleniei, pe calea celui rău. De aceea să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu în această zi, Doamne, ajută-mă ca să fiu un om în care să merg pe calea celor înțelepți. Amin? Să nu mergi pe calea care sunt acei oameni care au pregătire, dar de fapt nu au trăire. Să nu mergi pe calea lui Irod, care înseamnă o atitudine de împotrivire, ci să fii un om al lui Dumnezeu. Observați astăzi, în evenimentele de astăzi, poate că veți spune, nu vedem calea lui Irod. Veți vedea în aceste sărbători cum oamenii n-au nicio sărbătoare. Oamenii care stau în desfrâu, stau în păcat și păcătuiesc. Și calea lui Irod parcă este mai largă decât calea lui Dumnezeu. Oamenii sunt mai mult pe calea lui Irod în contextul în care scot pe Dumnezeu din viața oamenilor. Oamenii care pur și simplu acceptă minciuna, acceptă provocarea, acceptă violența. Oamenii care se poartă rău și vă spune, dar ce înseamnă pentru noi expresia aceasta spirituală? Spiritual înseamnă să nu rănești pe nimeni. Spiritual înseamnă să fii un om în care cei nevinovați să nu sufără în urma ta. Spiritual înseamnă să fii un om al lui Dumnezeu. Și aceasta înseamnă că Dumnezeu ne schimbă direcția vieții. De aceea să ne rugăm în această rugăciune, Doamne, schimbă direcția vieții noastre! Să mergem cu Iisus Hristos. Iar atunci, ca și biserică, vom avea expresia
și meditația, că vom merge și vom fi oameni în care urmăm această cale, calea celor înțelepți, care îl caută pe Dumnezeu prin sacrificii, prin credință și prin închinare. Vă chem să vă ridicați în picioare și aș vrea să ne rugăm în această rugăciune. Este rugăciunea de dimineață. Este momentul în care peste 7 miliarde de oameni sărbătoresc Crăciunul. O sărbătoare care pentru ei este una care înseamnă doar o sărbătoare în care pentru ei înseamnă doar lucruri trecătoare. O sărbătoare comercială. O sărbătoare de interes personal. Fără să pună accent că vremea profețiilor erau împlinite. Nu uita un amănunt important. Prima venire a lui Hristos n-au știut-o mulți. Au știut-o magii, au știut-o păstorii, au cunoscut Iosif și Maria. Mulți n-au știut de momentul venirii lui Hristos. Și mă gândeam, Doamne, dar de ce așa de puțin știau? De ce atât de puțin erau în așteptare? Și nu cunoșteau mai mulți. De aceea noi care suntem la a doua venire a lui Hristos, să nu rămâi împietrit, ci să cunoști vremurile. Domnul este aproape și Domnul este gata să-și ia biserica Lui. Fii un om pregătit. Fii un om în care să-L aștepți. Spune Biblia că Maria era o neprihănită. Biblia spune că Iosif era un neprihănit. Spune Biblia că magii au crezut și s-au închinat. Nu oamenii păcătoși îl caută pe Dumnezeu, ci oamenii sfinți. De aceea vă chem în această rugăciune, roagă-L pe Dumnezeu ca Domnul să ne sfințească pe toți. Și în sfințirea aceasta să urmăm cu toții pe calea celor înțelepți. Păzește-te de a fi un fariseu. Să pozăm în poziție de haine de preoți. Păzește-te de atitudinea lui Irod. Prin atitudine să rănim pe oameni spiritual și să scoatem pe Dumnezeu din viețile lor. Haideți să ne rugăm înaintea Domnului. În numele Tău.